Autoritățile din județele învecinate, împreună cu cele din Gorj, s-au întâlnit la începutul acestei săptămâni în județul Vâlcea. Obiectivul ședinței a fost intenția de a promova tradiția și portul popular din județul Gorj, într-un spațiu special amenajat pe Valea Oltului. Tot acolo vor putea fi vândute obiecte specifice altor zone. Potrivit prefectului de Gorj, Alin Văcaru, pe Valea Oltului există un depozit făcut pe fonduri europene, un spațiu care este nefolosit. Pentru început, comercianții nu vor trebui să plătească pentru spațiul respectiv.